Salutare, dragi prieteni! Am revenit la un nou videoclip pe acest canal, cu iepurașii și o să vă mai arăt păsările, adică toate animalele. Aici avem femeluța. O să verificăm cuibul. Are și granule. Acolo este femeluța. O să scoatem lădița afară. Aici. Și o să ne uităm. Mai sunt 8, cum v-am spus în videoclipul trecut. Unul l-am găsit aici în colț, mort. Îi hrănește, are foarte mult lapte femeluța. Acesta este cel mai mic, cred. Și uite ce burtic are. Ia uitați. Era fain să-i crească pe toții 13. Ia și burta are. Mi-a scris cineva în comentarii ca să-i le pun o vată. Eu nu le pun vată niciodată, nu contează dacă mor sau nu le pun vată. Am mai văzut la mulți că fătau pe scândrea, uitați, la mine are paie. Le-am putut pune eu paie, că după în loc să le pun vat, mai gând le pun paie și puf, care e așa de disop ca să aibă cald. Aici avem femeluța, tete. Îi îngrijește foarte bine pe puișori. Nu are nicio treabă. Femeluța în vârstă de 9 luni. Foarte mare, masivă. Ia uitați-o. Hai să prezentăm toți iepurii, dacă tot. Aici avem mascolul. Aici femela Sihaicol este disponibilă. La fel și femeluța aceea este disponibilă, este montată. Și câțiva dintre puișori. Am revenit și noi pe la capri. Ia uitați-le, aici avem berbecuțul, acolo capra bătrână și capra tânără, foarte frumoase și ele. Aici avem ghiței, dar nu așa se spune, suntem la țară și așa se spune. Ia uitați, tăurașul, doi tăurașul. Junică, foarte cu minte, lenta lucernă, văd că au terminat-o, ia uitați și bagă ăla. Așa, ia uitați. Ăla trebuie să le de coarne, ăsta încă n-are coarne. Și ghețaua a fost legată de coarne când am luat-o, dar mai bine este cu căpăsă, pentru că se-și rup coarnele. Am văzut câțiva porumbei acolo care se cuibăresc. Aici, acolo, aici am purșei. Trebuie să le fac și rol curat azi. Uitați, m-am mușc. Ia să vedeți. Asta? Nu e asta. Asta e. Uitați. M-am mușcat. Odată m-am mușcat de deja și mi-au dat sângele. Hai să mergem mai departe. La noi e înghețat aici, cum puteți vedea. Ia uitați. Sau cum se vedeați. Acolo avem porumbei. Adică care le-am mai dat eu drumul pe afară. Aici am mutat gardul de acolo, l-am mutat aici că stă mai fain. Ca să nu mai lăs găinile din partea asta. Ca să umbli, mai bine umbla și tot în spate. Ca unii umbla. Azi că mergem și la porumbii ăștia de sus. Să vi arăt așa mari. Uitați. Azi găinile.
Aici ai scocoși de găină pitică, un bobat foarte frumos, mai că i-am tăiat coada că sărea gardul, dar și-o face el înapoi. Dacă mă întrebați ce are negru la creasă acolo, de la frig. Ia uite așa, ești la care a fost frig, el e deja basat atâtea găini, dacă tot pătrunii frigul. Ia uitați-i. Deocamdată niciun ou, vă chiar îi caut aici să scoarmă. Uite așa, acestea toate sunt găini, în afară de cocoșul ăla, tot venutică, are niște pinteni. Haideți cât mai repede cu 900, cu 1000 de abonați să dăm și noi cadoul, pereche de porumbei voiajor și la 1000, la 1100 de abonați voi face alt concurs. Fiți pe fază acolo. Haide să mergem și în partea asta. Ia uitați, cocoșul care o să-l țin, ăsta, ăla de acolo, unde? Ăștia doi, trei, ăla de acolo și cu ăla de acolo și pleacă, patru cocoși. Dacă țineți minte, ăsta e pui din argintiul ăla voiajor fain, din Argentina, care am făcut eu perechi de argintii, ne-a dat un roșu, un pui argintiu. Sau că nu se vede. A, uitați găinile, aici am pus un gutui. Uitați-le. Uite. Gâștele. Încă nu este perioada lor de casă ouă. Ia uitați, un iepuraș de ăla care era liber. Unul aici, unul acolo și ăla nu știu, a dispărut complet. Plasa aia trebuie să o iau, să o dau. Ia uitați găinuțile. Aici am niște clienți care trebuie să le tai la primăvară. Tot fac curat aici. Aici este înșurat acestea și bolțarii de acolo. Dacă îi dau lângă casă, îi plouă. Stă la streșnă. Oricum s-au mai stricat din ei, au plouat pe ei. Ne uitați ce găinuță frumoasă. Asta neagră nu știu ce are. Nu, asta, asta de aici are picior rupt, ia uitați. L-are complet. Cam atât cu acest videoclip, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să strângem și noi acolo suma de 1000 de abonați dacă se poate, să dăm și noi cadoul și la 1100 de abonați o să vă fac alt concurs, o să vorbim pe parcursul timpului. Cam atât, puneți like și abonați-vă. La revedere!